La 2-3 zile trebuie să sun la poliție. Mai aștept, mă rog, poate s-o dus, poate e intrat la cineva, poate nu-i dă voie. Cum ai fost la mine cazuri care băieții nu știu cum s-o cucerească, o mai zădărâu, îi luau. Mobilele casului lăsat în zoașe. Eu nu puteam să sun pe dânsa. Am așteptat 2 zile și pe data de 18 sun la poliție. Încă și bărdacă e la noi în poliție, doamnă, dacă vreți să mă credeți. Eu sun la dâns și zice, e cu clina matale. Și îmi pune receptorul. Eu mai aștept 2-3 zile, văd treci hramul, dar chiar treci hramul. La mine inima arde în piept. Lumii copilul acasă, nu vine miticuța, nu vine, iar sun 24. Când ieri, ia că omul și el e care ședea ca la poartă, femeia lui, ori el, n-am înțeles că așa de nervată, de o mânuță de om cu ineluș pe mână, târâi un cânișor. Și așa, din poliția asta de harnică și tot și de inteligentă și ajutătoare, că păi și nu i-a dat câinele și ala nu i-a găsit mânuța, nu mai găsit copilul meu. O putut să dai eu un omăt, să o găsesc în primăvară, dar îmi putre de draga mea. Prespuneți că o omorită sau ce s-a întâmplat? Cum credeți? În seara așa e dacă băietul și el a odat în trânsa cu palma și ce înseamnă că el a avut o inițiativă în trânsa. Ori s-o bată, ori o jaluzie poate a fost în trânsă, eu nu știu, dar nu prieteni eu tare. E îmblau după dânsa. Eram în curte, el a venit cu mânuța în mână, asta în gură, și am văzut că asta nu e, deodată mi-a părut că e o mânușă. Dar pe urmă m-am uitat că nu e mânușă și l-am oprit, l-am chemat la mine. La ce e dosteagul ăsta, măi, cu lețe la casă? Eu am vrut puișorul mamei să-i fac ochii răsuri. Ia uitați, și-a fost fetița asta mea, tare trăit răuri. N-am avut parte de copilajul ăsta, așa-i babă de o măt. Vă mânca mă toată. E că eu de cum să râde de ce nu să râde și amu. Bui, mami. Puișorul mami, scumpa mami. Am dormit 2 săptămâni zile și seara am văzut dorm o leacă. Și nu a fost chef. E că aici sunt mai clari, e mușă. Păi din de ce așa șters?